folclor reinterpretat pentru severinenii iubitori de muzică bună. Dacica Sinfonică a urcat pentru prima dată pe scenă la Drobeta Turnu Severin. Mihai Toma, creatorul muzicii din proiectul Dacica, a însuflețit atmosfera de sărbătoare, iar pentru ca între cadrul să fie desprins din basme, pe timpul spectacolului a nins ca în povești. Severin! Am început seara așa, puțin mai cosmic, sper că nu vă deranjează să încercăm o altă călătorie astă seară. Nu se văd inelele lui Saturn, nici exploziile solare, dar se pot auzi, cel puțin la prima melodie, la intro acela și la Ciuleandra. Veți asculta multe melodii cunoscute, reorchestrate, cu un sound, să zicem, mai diferit de ceea ce se aude la noi în țară. Sperăm ca această călătorie să vă placă. Sunete electronice, ritmuri world music, percuții tribale și teme etnofolclorice, toate sunt necunoscute pentru mulți dintre cei prezenți la spectacol, dar i-au făcut pe severineni să guste din deliciul muzicii de calitate, lăsându-se cu ropotă de aplauze. Început, compus și prezentat în această formulă de Mihai Toma. O muzică care să ne aducă pe toți aproape, o muzică cu care să ne simțim uniți. Concertul Dacica Sinfonic a impresionat publicul prezent. Tele2 Drobeta a fost partener media al evenimentului și a transmis live pe tot parcursul spectacolului.